Mă întreb cât de mult trebuie să apese mâna Domnului peste mine ca să mă pocăiesc, sau peste tine, sau peste noi, ca să ne pocăim. Aseară cineva mi-a trimis un link și am deschis, cred că câteva minute dintr-o vorbire a fratelui Liviu Olah din 1974. În vremea aceea eram în Oradea militar și știu că mergeam cu două ore înainte ca să găsesc un loc în picioare, să pot fugi înainte să termine, să ajung în unitate. Și fratele Olah plângea și implora mila lui Dumnezeu pentru pocăința pocăiților. Eu cred că întotdeauna judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu și de aceea trebuie să înceapă cu mine și cu tine. Jumătățile de măsură se strecoară în viața noastră, coborâm standardele fără să ne dăm seama și încetişor ne pomenim asimilați de lumea care este în jurul nostru. Și de aceea întreb cât de mult și cât de tare trebuie să apese mâna Domnului peste fiecare dintre noi și peste țară și lume ca să începem să ne pocăim. În vremurile noastre am văzut cum într-o săptămână sistemul economic mondial se poate prăbuși. Investițiile noastre s-au dus pe apa sâmbetii, creditele pe care le-am luat în nebunia noastră, cu toate că Scriptura ne spune să nu datorați nimănui nimic, ne omoară, nu mai știm cum să le plătim. 25% din salarii ni se taie, nu ni se mai dau nici pensiile pe care noi le-am câștigat și am împrumutat statul cu ele, sunt banii noștri și nu-i mai vedem. Cutremurile de pământ se înmulțesc. Un singur tsunami a măturat sute de mii de vieți. Un singur vulcan a paralizat Europa timp de o săptămână. Imaginați-vă haosul care s-a creat în aeroporturi și găurile în bugetele companiilor aeriene. Ghețarele se topesc și nivelul oceanelor crește. Încălzirea globală ne dă bătăi de cap. Poluarea atmosferei ne face să umblăm cu măști pe gură. Inundații de proporții uriașe mătură planeta, dacă nu aici, dincolo. În anii trecuți, dragii mei, grozăvii au venit peste țara noastră. Poluarea acidă a solului dă de furcă oamenilor de știință. Foametea pe glob crește. Poluarea râurilor ne face să nu mai putem bea apă fără să ne infestăm. Poluarea oceanelor, nu mai știu oamenii ce să facă cu creaturile care populează oceanele în zilele noastre. Boli necunoscute apar în fiecare an și n-avem cum să luptăm împotriva lor. Cât de mult trebuie să apese Dumnezeu peste pământul acesta, peste noi, ca să ne trezim, să ne pocăim. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, citim în Apocalipsa capitolul 8, versetul 1, s-a făcut o tăcere de o jumătate de ceas. Am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, li s-au dat șapte trâmbițe. A venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur, s-a dat tămâie multă ca să aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Ați văzut o parte din ei sub altar când s-a rupt pecetea a cincea. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judești, să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Versetul 5 din Apocalipsa 8 continuă: apoi un înger a luat cădelnița, a umplut-o cu foc de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasul, furgere și un cutremur de pământ. Cei șapte îngeri, care aveau cele șapte trâmbițe, s-au pregătit să sune din ele. Când a sunat trâmbița din tâi, o treime din iarba verde și copaci au fost prăjoliți. Când a sunat trâmbița a doua, o treime din apele oceanelor au murit cu viețuitoarele din ele. Când a sunat trâmbița a treia, izvoarele și apele râurilor au devenit amare și oamenii s-au îmbolnăvit gustând din ele. Când a sunat trâmbița a patra, cerul s-a întunecat și soarele. Apoi a venit un vultur mare și a început să atenționeze planeta de urgiile care urmează.
Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte trei sunete de trâmbiță și a celor trei îngeri care au să sune. Trâmbița cincea se deschide adâncurile și Dumnezeu dă voie unei hoarde de duhuri necurate să năpădească planeta. Și în clipa aceea, dragii mei, păcatul începe să se mulțească și rodul păcatelor sunt boli incurabile. Oamenii sunt chinuiți de ele. Când sunetul al șaselea de trâmbițe a răsunat, o treime din populația globului moare. Dintr-o dată textul se oprește și intră într-o paranteză în capitolul 10 și 11. Iar la ultimul sunet de trâmbiță se sfârșește istoria. Dar ceea ce e foarte ciudat este că după ce a sunat al șaselea înger din trâmbiță, în capitolul 9, versetul 20, spune ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit. Nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor, idolilor de aur, de argint și de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, nici de furtișagurile lor. Spuneți-mi, au sunat șase trâmbițe, cât de mult trebuie să apese mâna lui Dumnezeu peste noi ca să te trezim, să ne pocăim? Desigur, am putea, citind Apocalipsa, să filozofăm în jurul întrebărilor când vor veni toate aceste lucruri sau cum se vor întâmpla. Citiți, vă rog, ziarele, intrați pe Google și veți vedea o mulțime de scenarii de sfârșit de lume, toate plauzibile, mai ales după ce cunoștința s-a mărit și putem cerceta cosmosul și vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Dar nu voi zăbovi lângă aceste întrebări, pentru că toate răspunsurile ar fi doar speculații. Și aș vrea să pun o altă întrebare. De ce se întâmplă toate acestea? Și ca să răspund la întrebare, n-am să filozofez, ci mă întorc simplu în Scriptură. Pentru că codul Apocalipsei trebuie găsit acolo, în Scriptură. Când Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt și l-a dus în prezența lui la muntele Sinai, le-a spus următoarele cuvinte: acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Observați ce face Dumnezeu, separe un popor dintre celelalte popoare. Nu ca să le calce pe celelalte în picioare și să ridice poporul Israel, singurul popor pe care Dumnezeu îl apreciază, ci îl separă dintre cele popoare ca să-l transforme într-o preoție, într-un model pentru celelalte popoare. Și textul continuă. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu, mie îmi pasă de tot pământul și pe voi vreau să vă pun să mijlociți între mine și restul lumii. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt, acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Ce este un preot? Sfârșitul Vechiului Testament se uită în ochii lui Israel, care și-a călcat preoția în picioare și subliniază definiția unui preot. Buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al lui Dumnezeu. Dacă privesc la poporul Israel și la relația dintre Israel și Dumnezeu, dragii mei, văd că Dumnezeu a vestit poporului său Apocalipsa. Și eu cred că ceea ce Dumnezeu a spus lui Israel este mult mai dur decât ce citesc eu în această ultimă carte a Bibliei. Când a încheiat legământul, el a terminat legământul cu binecuvântări și blesteme. Cu alte cuvinte, sunt consecințe ale ascultării, binecuvântările și ale neascultării, blestemele. Blestemele nu ne plac, dar vreau să vă spun că blestemele sunt ultima chemare a lui Dumnezeu la binecuvântare. Dumnezeu vrea să te binecuvinteze în zile bune, în zile senine, în sănătate, când ai pace, când copiii sunt sănătoși, când este liniște în casa ta. Tu refuzi în mod constant binecuvântarea pe care El ți-o toarnă peste viața ta și alegi neascultarea de El. Dumnezeu, în loc să te omoare, aduce pedeapsa. Și câtă vreme trăiești încă, indiferent cât te-ar chinui, este vreme de pocăință. Problema este că cel care refuză binecuvântarea în vremuri de pace nu va avea urechi pentru ea nici în vremuri de război.
Și asta este tragedia lui Israel și tragedia planetei și tragedia mea. Uitați-L pe Dumnezeu, pornind la drum cu poporul Său. În Deuteronom 30, 19 la 20 le spune: Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu îi imploră, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, așa se alege viața, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Spuneți-mi, pot lua aceste cuvinte să le deschid pentru lumea toată, pentru toate popoarele, pentru toate neamurile? Dacă Israel este un model pentru lume, atunci pot reciti textul în felul acesta. Iau-ți cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și generațiile care urmează, sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeu, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui pe planeta pe care te-a așezat Domnul. N-am schimbat textul, n-am stricat spiritul Lui. Dragii mei, Dumnezeu este același pentru Israel și pentru români, pentru Israel și pentru olandezi, pentru Israel și pentru orice alt popor din lume. Dar bucuria lui Dumnezeu este să binecuvinteze, nu să pedepsească, să blasteme. De aceea Dumnezeu a început așa: iată binecuvântările care vor veni peste tine, de care vei avea parte dacă vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău. Și dacă le-aș aduna pe toate, este tot ceea ce orice om și-ar dori: bunăstare materială, sănătate fizică și sănătate spirituală și integritate morală. Ce ți-ai dori mai mult decât atâta? Asta oferă Dumnezeu mai întâi tuturor oamenilor. Dar ce se întâmplă când cu încăpățânare refuz să trăiesc în ascultare Dumnezeu? Refuz să aleg viața. Dragii mei, simplul meu refuz aduce asupra mea moartea. Și textul continuă în Levitic 26, de la versetul 14. Dacă nu mă ascultați, dacă nu împliniți toate poruncile mele, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduierile mele, așa încât nu împliniți toate poruncile mele și rupeți legământul meu, voi trimite peste voi descrieri în Apocalipsa. Nu se compară cu gravitatea acestor cuvinte, mic și greu să le citesc. Și nu uitați, suntem în Levitic, la începutul drumului, iar de atunci au trecut mii de ani și blestemul îl simțim până în măduva oaselor noastre. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea, frigurile. Voi face să vi se stingă ochii, să piară viața din voi. Sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrășmașii voștri, îmi voi întoarce fața împotriva voastră. Veți fi bătuți, veți fugi dinaintea vrășmașilor voștri. Cei ce vă vor urmări, vă vor ajunge. Veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă după toate acestea, sau cu toate acestea, nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult. Și ascultați ce urmează. Pentru păcatele voastre. Dragii mei, nu nerăbdarea lui Dumnezeu stă în spatele pedepselor din Apocalipsa, ci păcatele noastre, neascultările noastre. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă. Vi se vor istovi puterea, vi se va istovi puterea fără folos. Pământul vostru nu-și va da roadele, pomii de pe câmp nu-și vor da rodurile. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi și nu veți voi să mă ascultați, vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp, care vă vor lăsa fără copii, vă vor nimici vitele, vă vor împuțina, așa încât
drumurile vor rămâne pustii. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi face să vină împotriva voastră sabia, care va răzbuna călcarea legământului. Și când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru. Veți fi dați în mâinile vrășmașilor voștri. Când voi trimite lipsa de pâine, 10 femei vor coace la un cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul. Veți mânca și nu vă veți sătura. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de 7 ori mai mult pentru păcatele voastre. Vă veți mânca, sau veți mânca carnea fiilor voștri. Veți mânca până și carnea fiicelor voastre. Lucruri întâmplate, dragii mei, în anul 70, la încercuirea Ierusalimului. Voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pusti locașurile sfinte, nu voi mai mirosi mirosul tămâii voastre, voi pusti țara, așa că vrășmașii voștri o vor locui și vor rămâne încremeniți văzând-o. Vă voi împrăștia printre popoare, voi scoate sabia după voi, țara voastră va fi pustită, cetățile voastre vor rămâne pustii, veți pieri printre neamuri, vă va mânca țara vrășmașilor voștri. Incredibile cuvinte. De șapte ori mai mult. Pentru păcatele voastre. Spuneți-mi cât trebuie să apese mâna lui Dumnezeu împotriva acestui pământ ca să ne trezim, să ne pocăim. Când deschizi Biblia, citești Apocalipsa sau citești Levitic sau Deuteronom și vezi pedepsele, blestemele lui Dumnezeu, îți vine să spui mâna în cap, să strigi ce fel de Dumnezeu este acesta care pedepsește atât de crunt pe poporul sau propriul său popor pe care l-a răscumpărat din Egipt cu sângele mielului Pascal. Sau dacă lărgești imaginea, te întrebi, nu El ne-a creat după chipul și asemănarea sa? Ce fel de Dumnezeu este acesta care strivește coroana creației Lui? Este un Dumnezeu bun și este un Dumnezeu drept. Și dacă țineți minte, data trecută spuneam că tot universul, toată istoria este guvernată de principiul dreptății lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și pentru că necinstirea de Dumnezeu a început în Genesa, capitolul 3, acolo omul a întins mâna și neascultarea de Dumnezeu a rupt din fructul oprit și femeia a dat și bărbatului ei. Mânia lui Dumnezeu a început să se descopere de atunci. Dumnezeu a rostit cuvinte de blestem asupra șarpelui. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei. Tu îi vei zdrobi călcâiul, iar el îți va zdrobi capul. Un cuvânt de blestem asupra șarpelui, dar de biruință asupra celui ce a adus păcatul în lume. Se rup apoi celelalte peceți și vedem cum răul se mulțește pe planetă. Vedem cum tronul lui Dumnezeu comandă în existență, poruncește în existență procese care guvernează întreaga istorie. În urma necinstirii de Dumnezeu în grădină, se împlinește, sau principiul citit în Romani 1:18, pornește la drum prin cai pe care îi vedem în Apocalipsa. Vrășmășie între sămânța femeii, sămânța șarpelui, de aceea sunt sub altar sufletele martirilor, sabie, foamete, molimă, moarte. Toate acestea caracterizează istoria omenirii din prima zi a ei. Când a rupt mielul pecetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac, luna s-a făcut toate ca sângele. Stelele au căzut din cer, pe pământ cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții, toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.
împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în crăpăturile stâncilor și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi, ascundeți-ne din fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? A venit ziua cea mare a mâniei lui. Când Domnul vizitează pământul, el trebuie să încheie socoterile cu pământenii. Ascultați ce spune Pavel în Romani. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, pe de o parte va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Pe de altă parte va da mânie și urgie. Va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dacă a venit ziua cea mare a mâniei lui, întrebarea este, de ce nu vedem revărsându-se mânia, potopind pământul cu dreptatea lui? Din pricina unui tipar care străbate toată Scriptura și care revelează inima lui Dumnezeu cum nu se poate mai frumos. Deși suntem în Apocalipsa și ar trebui să vorbim doar despre pedepse și urgii, cred că este mult mai înțelept să vorbim despre inima lui Dumnezeu, despre tronul lui Dumnezeu care stă în spatele la toate acestea. Orice carte profetică ați luat din Vechiul Testament, și nu uitați, Apocalipsa este în primul rând o carte profetică. Profeții vin pe scenă atunci când nelegiuirea a atins măsura, când Dumnezeu trebuie să pedepsească nelegiuirea poporului său. Și de aceea, odată nelegiuirea demonstrată, profetul strigă vaiurile pe ulițele cetăților, prevestind pedeapsa care trebuie să vină. Ce este extraordinar este că există un al treilea element în profeții, lumină în loc de întuneric sau mântuire în loc de pedeapsă. Și lucrul acesta este un paradox. Paradoxul se rezolvă doar când privești prin prisma crucii ce se întâmplă în profeții. Cel care a luat asupra lui pedeapsa noastră a tuturor a fost întrupatul fiu al lui Dumnezeu. Și din pricina faptului că el a luat pedeapsa asupra lui, el poate lăsa timp pentru mântuire, pentru pocăință, pentru pecetluirea oamenilor. Dragii mei, n-am inventat lucrul acesta. Este un tipar care străbate toată istoria și am picuit doar câteva din textele Bibliei. Uitați-vă la tot șirul lor. Genesa 2, Genesa 3, Genesa 15, Isaia 53, 63, Ioel capitolul 2, Ezechiel 9 și 11, Luca capitolul 4, Fapte 2, Apocalipsa 6 și 7. Toate aceste texte vorbesc despre inima lui Dumnezeu, despre cel care a rostit acele cuvinte grele din Levitic împotriva neascultării de el. Vă aduc aminte de câteva dintre ele. În Genesa 2, Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină și i-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Omul a întins mâna și în neascultare a rupt din fructul oprit. Ce ar trebui să urmeze? Ar trebui să urmeze moartea. Și a urmat moartea. Dar nu moartea lui Adam, nu moartea Evei, ci moartea animalului din a cărui piele Dumnezeu a făcut haine pentru ei. Și textul spune, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. I-au ieșit din prezența lui Dumnezeu. Păcatele lor au rămas plătite de sângele jertfei și în felul acesta au căpătat harul regândirii deciziei lor, harul pocăinței, vreme de îndurare pentru ei. Avram era bătrân și obosit de când aștepta împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi se arată într-o zi și spune, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram, care era ca o cuctă, gata să explodeze, strigă, ce-mi vei da, mor fără copii? Cu alte cuvinte, de unde să știu că promisiunile tale se vor împlini? Și Dumnezeu îi spune, Avrame, astăzi fac cu tine un legământ, pregătește-te pentru el, despică animalele, face culoarul dintre jertfe, se așează la un capăt al culoarului și l-așteaptă pe Dumnezeu la celălalt capăt. El știa ce are de făcut, trebuia să treacă împreună cu Dumnezeu și să strige în gura mare, cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu dacă voi călca legământul.
După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că un fum ca dintr-un cuptor a ieșit și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate și în ziua aceea, nu Avram, ci Domnul a încheiat un legământ. Domnul a strigat trecând printre dobitoace, așa cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu vei călca legământul. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Ăsta este El. Bucuros să binecuvinteze, plângând, pedepsește. Tăcerea de o jumătate de ceas din cer, dragii mei, sunt lacrimile lui Dumnezeu. În capitolul 15, tăcerea aceasta se lungește de-a lungul revărsării tuturor potirelor. Este tăcerea durerii lui Dumnezeu, care e mai bucuros să binecuvinteze decât să pedepsească. Uitați-vă la Isaia 63, un text ciudat, un text îngrozitor, un text de Apocalipsa. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc, vine răspunsul. Dar pentru ce sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. În inima mea era o zi de răzbunare. Dar în mod ciudat, zice, și venise anul celor răscumpărați ai mei. În mod normal, în Isaia, lucrurile sunt inverse. Un an de îndurare și o zi de răscumpărare. Pentru că așa curge istoria. Dar aici suntem o zi de răzbunare. Și a venit anul celor răscumpărați ai mei. Mă uitam împrejur și nu era nimeni să mă ajute. Mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a venit în ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoare în mânia mea și le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Ce imagine apocaliptică! Ce ai zice uitându-te la ea? În mod ciudat, profetul parcă vede pe dos lucrurile. În loc de urgie, vede binecuvântare și dragoste. Uitați-vă la versetul următor. Voi cânta nu urgiile lui Dumnezeu, îndurările Domnului, faptele lui minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Ce a făcut Domnul pentru noi? A călcat în picioare oameni, sângele lor a țâșnit pe veșmintele lui. După tot ce a făcut Domnul pentru noi, voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel. I-a făcut după îndurările și bogățiile dragostei lui, nu după mânia și urgia lui. Nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu i-a fost în ajutor. Dar cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui, fără de legea noastră a tuturor. Prin rănile lui suntem noi temăduiți. Citiți textul din Ioel. Se arată pe cer semnele venirii zilei mâniei lui Dumnezeu. Soarele se întunecă, luna se întunecă, stelele cad, fum, foc. Trebuie să apară Domnul să pedepsească. În mod ciudat, textul spune, versetul 27 din capitolul 2, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului, acolo, pe Calvar, pe Golgota, din pricina crucii, din pricina celui răstignit în locul nostru, la Ierusalim. Cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Dacă aș citi textele mai departe, în Ezechiel, omul în haina de in, care primește poruncă să ia focul dintre roțile heruvimilor, să-l arunce peste cetate, iese cu focul în mână și filmul se rupe, pentru că omul acela își toarnă focul în cap. Ia asupra lui nelegiuirea întregului popor. În Luca capitolul 2, Domnul Iisus Hristos deschide sulul cărții, Isaia și-ar citi Isaia 61. Un an de îndurare
Și ar urma o zi de răzbunare, se oprește la mijlocul frazei, dă cartea înapoi și se așează jos. Și când ochii se ațintesc asupra lui, spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. În fapte 2, când Petru citează profețiile din Ioel și când spune, voi l-ați răstignit pe Domnul, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, ar trebui să cheme foc din cer peste ei. Și când strigă, fraților, ce să facem? El spune, pocăiți-vă. Pocăiți-vă și Dumnezeu vă va ierta păcatele. Vă va da și Duhul Său cel Sfânt, nu numai vouă, și pruncilor voștri, și generațiilor care vor veni. În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și pedeapsa? Dragii mei, din pricina acestui tipar care străpate toată Scriptura, există paranteza dintre pecetea șasea și pecetea șaptea. Pecetea șasea și pecetea șaptea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și textul continuă, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Dar mântuirea, ne spune profetul Isaia, este prin judecată și dreptate. Și de aceea pedeapsa trebuie aplicată. Păcatele trebuiau plătite, dar au fost plătite de Dumnezeu însuși. Și astăzi oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede în El a și fost judecat, continuă textul. Spuneți-mi, putea face Dumnezeu mai mult pentru noi? Scriptura spune că El însuși, Dumnezeu Creatorul, Dumnezeu Tatăl, era în Hristos, împăcând lumea cu sine și neținându-le în socoteală păcatele lor. Dacă ai întrebări în dreptul lui Dumnezeu, atunci când urgiile Lui și dreptatea Lui se prăvălește peste viața ta și peste planeta aceasta și te întrebi, cine este Dumnezeu? Acesta este Dumnezeu. Cel care moare pe cruce în Fiul Său, în locul tău și în locul meu. Când se rupe pecetea șasea, în loc ca pedeapsa să cadă asupra noastră, cade asupra crucii lui Hristos și a trupului Său. Și când Hristos absoarbe toată mânia lui Dumnezeu în El, El lasă loc pentru pecetluire. Mai întâi iudeilor, apoi și ție și mie. Acest tipar profetic, această revelare a inimii lui Dumnezeu explică relația dintre capitolul 6 și 7 din Apocalipsa. Dar pun o întrebare. Prezența acestui tipar anulează oare principiul din Romani 1:18? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și a oricărei nelegiuiri a oamenilor care năduși adevărul în nelegiuirea lor? O, nu! De aceea când a rupt mielul pecetea șaptea, s-a făcut o tăcere de o jumătate de ceas. Știți de ce? Dumnezeu schimba vitezele. Dacă ruperea peceților aduce o treime de blestem peste pământul întreg, când încep să sune trâmbițele, volumul pedepsei crește. Și crește pe merit, pe meritele noastre. Și pe dreptatea lui Dumnezeu. În timp ce trâmbițele, în timp ce pecețile lovesc o treime din pământ, trâmbițele lovesc o pătrime, invers, o pătrime din pământ, trâmbițele lovesc o treime din pământ. Oare de ce? Ca să aflu răspunsul, trebuie să mă întorc înapoi la ce se întâmpla în ceruri, în inima lui Dumnezeu. Poporul este adunat, e dimineață de vreme, în curtea lui Pilat, în curtea numită Pardosită. Dregătorul a luat cuvântul și a zis, pe care din amândoi vreți să vi-l slobozesc? Înaintea lui era Iisus, prins cu o noapte în urmă, hărțuit la marii preoți și pe urmă dus în curtea dregătorului și alături de el era întemnițatul Baraba. Și poporul a răspuns, pe Baraba! Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit! Au răspuns cu toții. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut?
I-au început să strige și mai tare. Să fie răstignit! Să fie răstignit! Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea lor și a zis: eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră. Norodul a zis: sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Wow, imaginați-vă cuvintele acestea reverberând un univers. Întregul cer, cred că a muțit. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nu cred că știu ce au zis. Știți ce înseamnă asta? Sângele lui Iisus Hristos este pe un taler al cântarului. Pe celălalt taler al cântarului sunt toate păcatele lumii. Asta este puterea, forța sângelui lui Hristos. Suficient să spele toate păcatele lumii. Când ai spus sângele lui să cadă asupra noastră, ai zis toată vinovăția lumii să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Și totuși Dumnezeu a oferit lui Israel mai întâi mântuire. Când i-au strigat: ce să facem? Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Dumnezeu împinge deoparte acest blestem care l-au chemat asupra lor și le oferă mântuirea. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Imaginați-vă promisiunea, mântuire pentru toate generațiile care vor veni. Asta s-a întâmplat pe cruce. A luat pedeapsă Iisus Hristos, inclusiv nesăbuința lor asupra Lui. Ascultați-L pe Petru în capitolul 3, rostind cuvinte care sunt greu de priceput. La poarta frumoasă găsește un olog, n-are argint și aur și spune: argint și aur n-am, dar ce-am îți dau în numele lui Hristos, ridică-te și umblă. Și ologul sare în picioare, templul se pune în mișcare și se adună în jurul lor. Și Petru începe să predice și ascultați ce le spune. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și ca Dumnezeu să aducă vremuri de înviorare. Versetul 20. Sau filmul s-a rupt în mintea lui Petru, legătura cu Duhul Sfânt s-a întrerupt și el vorbește necunoștință de cauză, sau spune un lucru incredibil în 20 și 21. Și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. De unde să-L trimită? Că El s-a înălțat la cer. Și textul continuă. Pe care cerul trebuia să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Știți ce spune Petru? Dacă ei atunci ca națiune s-ar fi pocăit, Hristos ar fi revenit. Sau, nu știi ce vorbește. Dar asta spune textul meu, în toate limbile. Hristos ar fi revenit. Cu alte cuvinte, istoria putea să fie, fără toate blestemele pe care le trăim astăzi, putea să fie. Din păcate, nu știm, predica, vin mai mari templului prinși și aruncă în închisoare. A doua zi dimineață, mai mari norodului, bătrânii cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru,
observați, au scos din naftalină totul și au făcut o adunare legiuită cum n-a mai fost alta. Erau mai mari lui Israel, era practic poporul întreg reprezentat prin mai mari lor. Petru și Ioan sunt puși în mijlocul lor și sunt întrebați, cu ce putere sau în numele cui ați făcut lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, a zis, mai mare e norodul lui și bătrânei lui Israel, fiindcă suntem trași la răspundere astăzi pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Să știe toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră de plin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. I-au luat, i-au bătut, le-au poruncit să nu mai vorbească numele acesta și au închis cartea. Cu alte cuvinte, au închis cartea istoriei lui Israel. Este decizia care i-a descalificat, dragii mei, și decizia care a pornit toate blestemele lui Dumnezeu, în primul rând peste ei și apoi peste noi toți. Cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Dacă pe cețile ne aduc din zori istoriei până în cruce, trâmbițele amplifică răul și când sună ultima trâmbiță, a venit sfârșitul. Dumnezeu este pe tron să răsplătească pe sfinții lui și pe proroci și să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Trâmbița întâia, iarbă și copaci. Trâmbița în doua, apele oceanelor. Trâmbița treia, izvoare și râuri. Trâmbița patra, soare, lună și atmosferă. Trâmbița cincea, duhuri necurate, păcate înmulțite, boli incurabile. Trâmbița șasea, o treime din populația globului. Știți ce urmează? Tot nu s-au pocăit. Și asta mă îngrozește. Asta mă îngrozește. Pentru că pe acela care respinge chemarea iubirii lui Dumnezeu, pedepsele lui nu vor face altceva decât să-l împietrească și mai mult. Pedepsele nu vor face altceva decât să-l împietrească și mai mult. Slăvit să fie Domnul! Atunci când a încheiat legământul, n-a început cu blesteme și binecuvântări, ci a început cu binecuvântări și blesteme. Și atunci când noi călcăm poruncile Lui, când ne îndepărtăm de El, când rupem legământul, Dumnezeu aruncă după noi mai întâi lasoul sau funia dragostei Lui, a binecuvântărilor. Și poate mă întreb, de ce cei răi înfloresc? De ce păcătoșii nu sunt trăzniți de Dumnezeu? Din pricina faptului că El a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului. Mai întâi, Dumnezeu te cheamă. Te cheamă cu dragostea Lui, cu binecuvântările Lui. Dar spuneți-mi, dacă ai refuzat binecuvântările Lui, e nădejde de pocăință când blestemele vor lovi? Din câte citesc în Apocalipsa, puțin probabil. De aceea, dacă e soare, e primăvară, sunt flori, e culoare, mai e sănătate un pic în tine și tu și copiii tăi, te bucuri de creația lui Dumnezeu, oprește-te și dă-i slavă. Dă-i slavă. Nu știu câte din trâmbițe au sunat deja. Cu siguranță efectele lor sunt în jurul nostru. Trăim, Domnul știe, poate ultimele ceasuri.